Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În martie va trebui să închei tot ce se întâmplă în jurul tău. Cunoștințele îți vor fi curând utile atunci când te vei ocupa de ceva. Dacă ești îndrăgostită, poți conta pe o dezvoltare promițătoare a evenimentelor. Tu însă -ți nu știai că totul va ieși atât de frumos. Mulți tauri vor deveni proprietari de imobile luna aceasta. Dragoste, taurul îndrăgostit este complet dizolvat într-un partener, poți fi intrat în piscina sentimentelor cu capul și poți fi pregătită pentru multe. Dacă a doua jumătate a fost deja testată de timp, atunci nu ar trebui să-i refuzi oferta de a te căsători sau de a vă muta împreună. Martie este un moment minunat pentru a începe mutarea într-o casă nouă. Cuplurile căsătorite ar trebui să se pregătească pentru treburile casnice. Ai o treabă gran rolul de părinte? Sau de a crea locuința sau a pune la punct reparația? Încearcă să abordezi întrebările în mod conștient. Discută fiecare lucru mic cu soțul tău. Între 20 și 31 martie poate apărea o ceartă neplăcută. În acest moment, este bine să te abați de la a cumpăra călătorii și de a organiza întâlniri cu prietenii, mai ales în afara casei. Sănătatea În martie, vei simți un sentiment de declin. Există un motiv pentru asta? Un ciclu de viață se termină. Dacă observi o apatie care nu ți este caracteristică, atunci nu-ți face griji, totul va trece în curând. Între timp, Trebuie să încerci să gândești pozitiv și să nu te lași copleșită. Te vei bucura de un city break. Durerile de cap sunt posibile. Ești predispusă la vânătă, răniri ușoare, de asemenea, ești vulnerabilă la infecții. Pe vreme rece, asigură-te că porți părul acoperit. În ciuda vremii înșelător de caldă, nu ți-aruncați nutele de iarnă. Simțind apariția unei răceli, Contactează medicul și asigură-te că ți e un concediu medical pentru a fi tratată cu calm. Banii, din punct de vedere financiar, taurul păstrează echilibrul, merită să renunți la achizițiile mari și să înveți să trăiești în limitele posibilităților tale. În martie, vei câștiga majoritatea banilor ușor și simplu. Persoanele creative vor atinge cu succes recunoașterea celorlalți. Cineva pe care îl cunoști te va ajuta să treci la un nou nivel. Șefii trebuie să reconsidere modul în care își tratează subalternii. Poate ceri prea mult, încearcă să-ți privești starea dintr-un unghi nou, poate că este timpul să ceri cuiva ajutor în această problemă. Gândește-te la cum să reunești echipa într-un cadru informal. Prima jumătate a lunii martie este de succes pentru persoanele a căror profesie este legată de știință. Vei putea realiza multe și vei termina ceea ce ai lucrat de multă timp. Orice afacere legată de bani va avea succes. Poți conta pe o ofertă solidă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!